Elevii care în ziua bacalaureatului au o temperatură de peste 37,3, sunt bolnavi, izolați cu familia la domiciliu, se află într-o localitate sau într-un cartier care este în carantină, ar putea susține examenul fie într-o zonă izolată, fie în toamnă. Aceasta a fost propunerea Monica Ianisie, ministrul educației. La scurt timp, ministrul sănătății a declarat că adolescenții nu vor mai fi chemați în toamnă, ci s-ar putea organiza o sesiune specială. Examenul maturității ar putea avea loc la începutul lunii iulie. Decizia este susținută și de premierul Ludovic Orban, care a avut deja o discuție cu ministrul educației și și-a dat acordul pentru astfel de propunere. Reamintim că și pentru evaluarea națională se face anul acesta o sesiune specială la două săptămâni după susținerea primelor examene. Bacalaureatul va începe pe două 22 iunie cu probele scrise. Ultima probă cea la alegere va avea loc pe 25 iunie, iar primele rezultate vor fi afișate pe 30 iunie.